În această dimineață, în jurul orei 4, ursul a intrat în gospodăria unui bărbat din Argeș și a sfârtecat 4 porci. Aici l-am scos, a intrat, a trecut peste gard, a venit aici, a ajuns la gardul electric, a trecut și prin gardul electric, a traversat, a făcut dreapta să se ducă la celălalt coteț de porci. Scenele de luptă în toată regula desprinse parcă din filme au fost la Rucăr. Ursul a coborât din nou în sat și a făcut pagube însemnate. Am foarte mari probleme cu urși. Cred că mi-au omorât în total un număr de peste 20 de bovine, porci, oi, viței și altele. Un porc omorât, 3 mușcați și unul dat dispărut. Acesta este bilanțul unei singure nopți și doar la un singur proprietar. Imaginile au făcut în conjurul localității, vecinii au făcut și noaptea albă de când au auzit zgomotele. Am avut un atac în gospodăria aici, care se află la 100 de metri de stradă. Un porc, o scroafă gestantă în 4 luni, în care avea 14 purcei, în 3 luni gestantă, cu 14 purcei, pe care a scos-o din coteț și numai a mâncat din pulpele din spate și a scăpat-o câinii și cu băieții de la baraj vie. În localitatea Rucăr din județul Argeș sunt foarte mulți oameni care au înregistrat pagube importante după ce urșii au dat iama în gospodăriile lor.